Salutare! Astăzi ne vom uita împreună peste ce s-a întâmplat astăzi, peste PIB, peste Fed, peste foarte multe lucruri de macroeconomie. Ne vom uita și peste Bitcoin și peste mai multe grafice de altcoinuri. Un like, un subscribe dacă n-ai făcut-o deja până acum. Înainte să trecem la treabă, că avem multe lucruri interesante de povestit, am citit un studiu făcut de cercetători britanici care au spus următorul. Nu ai cum să dai subscribe pe un canal de YouTube în mai puțin de 2 secunde. Sincer, m-am stat și m-am gândit și eu sunt de părerea lor și atunci, dacă voi reușiți, lăsați un comentariu ca să pot trimite mai departe, să le arăt, uite, dovezi, domne, se poate să te abonezi la un canal de YouTube în mai puțin de 2 secunde. Acum, să trecem la PIB, hai să trecem la PIB, asta este pe buzele tuturor, astăzi, acum, câteva minute, eu filmez la 4 fără, au venit rezultatele pe partea de GDP în America, au venit mult sub așteptări, forecast-urile de 2,5%, a ieșit doar 1,6% creșterea economică și uitați-vă cât de mare este diferența față de trimestrul anterior când am avut 3,4%. Revenim imediat aici și atunci să le luăm așa în ordine. Why the Fed keeping rates higher for longer may not be such a bad thing. De ce faptul că Fed va fi nevoit să țină dobânda de politică monetară sus nu este atât de rău cum pare la prima vedere? Am citit articolul ăsta. E foarte, foarte lung și foarte mulți termeni așa macroeconomici, dar vreau să vă zic doar câteva chestii, așa ca un mic rezumat. Știu că voi sunteți foarte ocupați și atunci mă ocup eu pentru voi, studiez, vă spun pe canal, tot ce trebuie să faceți voi este să dați evident acel like și să nu uitați, să vă uitați până la finalul videoului. Acum, dacă ne uităm pe partea de inflație, din 2021, când a început nebunia, spike-ul, am avut acel top în iunie 2022, când am avut 9,1% inflația în SUA, după aia am scăzut, 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 scăzut și acum, de câteva luni, avem un bounce foarte mare pe inflație. Dar, când te uiți așa la nivel macro, e ok. Nu e perfect, nu este la acel target pe care și l-a stabilit Fed de 2%. Oricum era foarte, foarte greu să-l atingă. E foarte greu să scazi într-un timp atât de scurt, de la 9% la 2%, în condițiile în care tu nu vrei să prăpădești economia. Hai să vă mai arăt ceva. Ceva interesant. Ratele mari pot să fie un semn foarte bun. Hai să vedem. Dacă ne uităm în trecut și tot ce se întâmplă în economiile adică în economia americană, ratele foarte mari sunt în general un lucru bun cât timp, țineți minte, doar cât timp sunt asociate cu creștere. Momentan, chiar dacă suntem așa dezamăgitori pe partea aceasta, încă e creștere. Deci încă nu e bau-bau, nu e bine, dar nu e bau-bau. Hai să ne mai uităm. Cum arată PIB-ul în America? Am avut aici 2 trimestre cu scăderi în 2022 Q1 și Q2. Ulterior am avut ceva creșteri micuțe, pe o creștere mai mare și acum din nou mergem în descreștere, dar încă suntem într-un teritoriu pozitiv. Dacă ne uităm în ultimele decade, ratele mari ale Fed-ului nu au fost asociate cu recesiuni. Chiar contral, cei de la Fed au spus tot timpul că problemele la nivel macro în economie au fost când dobânda a fost ținută foarte jos pentru foarte mult timp și atunci am avut acele bule foarte mari, dot-com în 2000 și acea criză din 2007 cu subprime. Acum, când stăm așa și le punem cap la cap, e clar că o să avem cât mai mult timp ținută dobânda de politică monetară sus. E clar că cei de la Fed nu au cum să se grăbească momentan, din punctul meu de vedere, și acum să facă pivotul, doar pentru că am avut 2 luni cu o raportare în creșterea inflației și acum o raportare mai proastă pe PIB. Nu se va grăbi Jerome Powell, nu se vor grăbi cei din cadrul Fed, pentru că ei tot timpul asta au zis. Ei vor să vadă mai multe date, vor să aibă predictibilitate și atunci un set de date proaste pe termen scurt nu le va schimba decizia și atunci rămânem în continuare pe dobândă plafonată.
Acum, dacă ne uităm așa la nivel mondial, pe estimările de creștere, lumea, per total, se estimează să crească cu 3,2% și dacă ne uităm așa la campioni, ne uităm prima dată la G7, cele mai industrializate țări din lume, America estimă 2,7% creștere anul acesta, Canada 1,2%, Japonia 0,9%, Franța 0,7%, Italia 0,7%, Marea Britanie 0,5% și Germania foarte slab, doar 0,2%. Acum dacă ne uităm și la țările acestea care vin tare din urmă, BRICS, India, cea mai mare creștere, 6,8%, chiar peste China, care are o estimare de 4,6%. Statele Arabe 3,5%, Iran 3,3%, Rusia 3,2%, în condițiile în care au leu, e nașpa, Rusia, e război, vai, n-au ce mânca rusii, ceea ce vedem noi prin presă, uite că au creștere economică mai mare decât în Europa. Exact pe dos cum ni se prezintă în știri. Egipt 3%, Arabia Saudită 2,6%, Brazilia 2,2% și Africa de Sud 0,9% și uite încă niște campioni, Etiopia 6,2%. Acum, să vă mai prezint un studiu și după aia revenim la PIB și la alte chestii. Când ne uităm la americani, și aici probabil se respectă în mare și la noi, sunt curios dacă sunteți de aceeași părere, lăsați un comentariu dacă credeți că da sau nu. Li s-a pus întrebarea americanilor legate de finanțele lor și au fost întrebați dacă mai au bani la sfârșitul lunii, adică dacă mai pun bani deoparte. Când ne uităm, aici vedem legenda, always often, adică tot timpul uneori, adică des, albastru, uneori, sometimes cu galben și rare ori sau niciodată cu roșu, da? Și vedem aici categoriile și ca să nu iasă un video foarte lung, pentru că nu mai vreau să fac videouri lungi, am realizat că aveți și voi lucruri mai bune de făcut și trebuie să mă ocup și eu de familia mea, că deja am scandaluri, că stau prea mult pe YouTube. Ce vedem? Păi, cei mai mulți bani îi pun deoparte bătrânii, cei la 60 plus, pentru că așa sunt ei, le frică de ziua de mâine. Cei mai puțini bani, evident, tinerii, pentru că ei merg pe premiza, am o singură viață, acum o trăiesc, cheltui toți banii. Și aici, mediu, ar fi partea de 30-44, care totuși stau bine, pun bani deoparte 36%, mai bine chiar stau cei de între 45-59%, ei sunt cu 39% care pun bani tot timpul deoparte și de ce v-am prezentat chestia aceasta. M-a pus să vă arăt și în funcție de educație, cum fluctuează, cei care au studii superioare, evident că pun bani deoparte, au tot timpul și oare de ce. Păi, în primul rând și venituri mai mari, trebuie să fim totuși realiști și are legătură și cu cultura, cu educația financiară. Cei care au studii mai puține, ca să zic așa, nu... Ei trăiesc clipa, nu, asta vreau să zic, că nu stau așa ca ceilalți care se tot gândesc oare ce va fi, nu, ei trăiesc ziua de mâine, suntem fericiți, o singură viață avem acum, fiecare își trăiește viața cum consideră, până la urmă, fiecare abordare este potrivită pentru fiecare dintre voi, deci eu nu judec pe nimeni, dar de ce vă arăt chestia aceasta? Pentru că noi ca investitori, pentru că aici asta facem pe acest canal, investitori în cripto, și acum paralelă pot să fie și în bursă, eu nu înseamnă că vă zic doar în cripto să investiți, eu doar prezint despre cripto 99,99% pentru că în cripto se vor face cei mai mulți bani. Atunci este cel mai mare risk reward, adică reward risk. Și de ce e importantă chestia asta? Păi, cheia succesului este să punem bani deoparte tot timpul. Ca să ce, Dane? Păi, ca să ai bani să cumperi când vin dipuri, când vin prăpăderi pe monedele tale favorite și ajungem imediat și la titlul videoului și la thumbnail. Ce faci? Păi, cumperi, nu? Da, dar cu ce? Că n-am bani. Păi, de ce n-ai bani? Păi, ai o problemă, înseamnă în managementul banilor. Te duci frumos, discuți cu prietena, cu soția ta sau doar cu tine într-o seară și îți pui pe foaie cât și pe ce cheltuiești. Fă sacrificii, nu știu, nu trebuie să bei o ladă de bere pe weekend. Poți să bei și numai jumătate din lada aia și jumătatea aia să o cumperi în monede. Ulterior, când o să faci bani mult, o să bei o ladă în fiecare zi din profituri. Nimic nu se face cu ușurință. Acum, încă o chestie interesantă, vreau să vă prezint, înainte să revenim la alte chestii. E chestia, adică, vezi, m-am bâlbâit, pentru că mă grăbesc să vă zic foarte multe lucruri, că așteaptă copilul să mă joc cu el.
e narativa asta de multă vreme, o văd pe multe canale de YouTube și pe Twitter. Investiți, fraților, în proiecte cu capitalizare cât mai mică, că aici fac 100x, că sunt ușor de pompat. Cum să cumperi Solana și, nu știu, Ethereum și Avalanche și Near, ca ui cât au market cap ăsta. Greu, nu mai intră bani. Foarte greu le mai duce sus. Și de adevărul este, așa și așa, spre nu e adevărat. Dacă comparăm și ne uităm pe bursă, hai să vă zic ceva interesant. Și de ce sunt fapte, nu povești. Deci, între 2001 și 2015, nu, hai să luăm de la început. Așa, așa, da. Două dintre cele mai mari companii din lume, Apple și Microsoft, au fiecare acum o capitalizare de aproape 3 trilioane de dolari, da? Bitcoin e micuț, încă n-a ajuns, abia ce a făcut un trilion mai de mult. Dacă ne uităm între 2001 și 2015, deci orizont mare de timp, Apple a crescut cu 100x, de la câteva miliarde de dolari la mai multe sute de miliarde de dolari. Și după 5 ani, valorează mai mult de câteva trilioane de dolari. Și acum, dacă ne uităm, uite așa frumos, deși aveau miliarde de capitalizare, suntem aici în 2017-18, uite cum au crescut Apple cu albastru și Microsoft cu roșu, cât de mult s-au dus. Uitați-vă la alte companii de pe bursă cu capitalizări mult mai mici, ce vreți voi, nu știu, Pepsi, Coca-Cola, McDonald's și altele, și nu au crescut în halul ăsta pe grafic, la Nvidia și așa mai departe. Deci să vă iasă din cap prosteala asta de pe Twitter și de pe tot felul de la tot felul de specialiști, influenceri. Nu mai cumpărați, bă, aia, cumpărați asta care numai 100 de milioane market cap, că asta face și drege. Păi face și drege în teorie, că în practică, de cele mai multe ori, nu se întâmplă ceea ce ne dorim noi. Uitați-vă și în cripto, uitați-vă Solana, acum Nier, uite, Avalanche, deși aveau capitalizări mult mai mari decât alte proiecte mult mai mici, au făcut cei mai mulți și până acum. Nu mă credeți? Ia luați graficul, uitați-vă pe Solana, uitați-vă pe Multiverse X, moneda viitorului, pompată în continuare de toți influencerii din România. Care a crescut mai mult? Solana, care avea capitalizări mai mare, sau EGLD? Care a crescut mai mult? AVAX sau EGLD? Care a crescut mai mult? Nier sau EGLD? Înțelegeți ce vreau să vă zic? Și aici am dat EGLD doar ca și exemplu. Puteți pune și alte monede. Acum am dat seama că ce v-am zis e în general, nu luați acum specific, da, eu am un proiect care mi-a făcut nu știu cât, ai unul, dar restul câte au făcut, câți și-au făcut. Uitați-vă că până acum au făcut cei mai mulți și care proiecte, cele cu fundamentele cele mai mari. Asta fac eu pe canal, asta o să fac tot timpul, măcar ai certitudinea că nu se duc la mama naibii la zero. Acum, dacă ne uităm, a scăzut acum cu 350 de puncte Dow Jones, după ce au venit aceste rezultate proaste de pe PIB. Și dacă ne uităm, este prima dată când piețele scad pe niște date economice slabe. În trecut, dacă mai țineți minte, orice dată economică slabă, care era, făceam așa legătura că o să vină mai multe scăderi de rate, adică pivotul mai repede și mai des, era bullish, piețele creșteau. Acum, din păcate, avem inflație în creștere și cu economia în scădere. Și asta ce înseamnă? Că tot această narrativă cu higher for longer, care avem pe dobânda de politică monetară, se va transforma, spun cei din acest raport, din acest cont de Twitter, într-o economie mai slabă. Acum eu nu sunt atât de prăpăstios, ceea ce vreau eu să văd, să urmăresc, este cum va veni rezultatul inflației de pe luna următoare. Poate să fie doar o chestie sezonieră, temporară și ulterior să avem o reversare, pentru că și uitați-vă și aici am trecut. Din iunie 2023 ce am avut? Bounce în inflație, aoleu, să zice inflația în sus. Am avut plafon încă o lună așa și după aia din nou a căzut, iar a crescut, aoleu. Și iară, deci nimic nu cade și nu se duce în sus, tâc. Sunt zone, uite, ca și aici pe creștere. Sus, stat, sus, tâm. Și atunci, pentru mine mai e nevoie de timp ca să vedem ceea ce zic ăștia de aici, dar am zis să vă prezint, eu vreau să vă prezint atât viziuni bullish cât și viziuni bearish. Noi trebuie să fim ca și investitori echilibrați. Trebuie să auzim și din partea stângă de nașpa și din partea dreapta de
Lambo și de așa, și așa mai departe. Și noi, cu creierul nostru, rațional, trebuie să alegem ceea ce trebuie. Acum să revin la titlul videoului și videoul de astăzi. Văd pe Twitter, văd și în comunitatea de pe Discord, văd peste tot oameni care nu mai cred. Oameni care nu mai speră că vom mai vedea așa creșteri în piața cripto, că altcoinurile nu-și mai revin niciodată, că aia a fost, am greșit, deci am băgat bani, am văzut că iar e la modă, am prins azi pe Twitter o tipă care era pe plajă și nu știu ce a postat, că dacă n-am fi investit în cripto, acum eram pe plajă, prostii de genul mizerii, la fel a fost și în bottom-ul Bitcoin, când acel mare influencer, cum îl cheamă, Silvio Fire, tot se lua de Bitcoin, că what store of value și mizerii de genul, de obicei aceste lucruri se întâmplă în zonele de bottom, că-i bottom, că-i bottom local, retail-ul nu are răbdare, retail-ul capitulează, din punctul meu de vedere, mi se pare abordare greșită acum să crezi că ăsta a fost topul, că nu ne mai revenim niciodată. Vă mai arăt încă o dată ceea ce prezint de foarte multă vreme pe canal. Aici vedem dobânda de politică monetară celor de la Fed. Și uitați-vă când au fost topurile. Aici avem Bitcoin, dar la fel este și pe S&P, peste tot. Când? Păi când avem stimulare economică. Atunci avem topurile. Uitați-vă și în trecut pe S&P 500, luați-vă graficul, vă puneți aici, mergeți frumos, plus și adăugați FED, FUNDS și vă uitați în trecut și o să vedeți aceleași lucruri. Ce vedem acum este doar volatilitate și volatilitatea trebuie să o digerați. Nu trebuie să renunțați acum la final ca țiganul la mal, acum voi să vă speriați după ce deja am avut nebuneala asta și pe altcunuri. V-am zis de atâtea ori. Când o să vină rotația banilor? Păi când Bitcoin își sparge fostul all-time high și continuă să crească, atunci va avea topul și dominanța. La fel a fost și în ciclul trecut. Până atunci trebuie să avem răbdare, să așteptăm și să ținem de monede. Acum să vinzi în momentul ăsta mi se pare cea mai proastă decizie pe care tu poți să o iei și o să o regreți toată viața ta. Nu este topul final. Și dacă acum avem o perioadă de scădem, să zicem, o lună, două luni, nu e nimic diferit față de ciclurile trecute. La fel a fost, uitați-vă și aici. Am avut și halving-ul. Nebunii, uite, aici aveam bani ieftini și totuși piața a corectat. Dar trebuie să aveți un orizont de timp cât mai lung. Foarte multe persoane se dau în investitori și la prima scădere sau după primele luni, dacă nu văd 10x, nu-i ce trebuie, nu mai răbdare, renunț. Eu zic să nu renunțați și acum vă arăt ceva și ultima oară când mai prezint pe canal, chestii de pe grupul de Discord. Până la urmă ați înțeles toți ceea ce facem împreună pe acest grup. Suntem 412 persoane care asta facem, ne focusăm cum să facem bani în spațiul cripto și uitați-vă la ce oră am postat ieri, devotament maxim. Și ce am zis, după corecția avută avem loc acum de creștere, on-chain suntem încă la distanță de un top conform istoriei. Dar asta nu înseamnă că o să crește mâine, poimine, într-o săptămână, într-o lună. Eu tot timpul postez orizont de timp de investitor. Noi trebuie să știm când e momentul să ieșim din piață. Acum, din punctul meu de vedere și al indicatorilor, al istoriei, la tot ceea ce urmăresc eu și alte persoane din comunitate, nu este momentul. Uite, să dau cu, să vedeți și voi. Suntem aici, pe acest MVRZ score. Aici, da? Unde am mai fost aici? Păi am mai fost, uite, în 2019 pe aici. Am mai fost un pic peste, când am avut aici topul ăla intermediar, adică topul din piața cripto, dar nu a fost un chain topul real. Topul real a fost aici. Ce a fost în noiembrie a fost o chestie fake. Nu știu dacă v-a mai zis cineva chestia asta. Și dacă ne uităm și în trecut, uite, unde a mai fost Bitcoin un pic peste, păi zona asta, uite aici. Și după aia ne-am panicat, uite ce au venit. Dacă am avut răbdare, rup, unde a mai fost? Păi pe aici, similar, ce a venit după aia? Nebunie. Unde sunt topurile în piața cripto, euforia maximă? Păi uite, sus, sus, sus. Aici, când a pișcat banda de sus roșu, noi suntem aici, nici măcar nu a ieșit din acest chenar galben. Și ne plângem că e gata, s-a terminat petrecerea în cripto? Nu! Nu s-a terminat. Hai să vă mai arăt ceva. Din categoria topul final vine cu lichiditatea din SUA, da? Ca să avem bani, să avem topuri, ne trebuie, ce v-am arătat mai devreme, da? Lichiditate, dobânda de politică monetară jos. Hai să vă arăt, uite aici frumos. Ce vedem aici? US liquidity cu verde și cu negru prețul Bitcoin. Când am avut nebunia și topurile? Păi când era lichiditatea sus, sus,
Sus. Unde suntem cu lichiditatea acum? Pă la 0. Înțelegeți? La 0. Și maxim aici, în topul ăsta, a fost la 60. Și suntem la 0, 60. Unde a fost lichiditatea minimă? Unde era prăpădu? Păi exact în bottom. Uite-l, mama lui de bottom. Îl vedeți? Bottom aici. Uite aici a fost și chestia asta. În zona asta. Nu o să fie fix în zona asta. Tot timpul că ai investit, tot să ții o zonă mai mare. Nu e exact în punctul ăsta. Păi nu-i dane că uite un pic mai în stânga. Păi da, dar aici și că nu l-ai la 15.500 și l-ai la 17.000. Nu era bine să ai acum Bitcoin la 17.000. Vedeți unde suntem aici? Pe aici trebuie să ajungem. Nu trebuie să ajungem neapărat la 60. Să ajungem, uite, pe la 50. E suficient. Uitați-vă încă o dată. Aprilie 2021, topul a fost aici, la 60. Noi acum suntem la 0. Deci la 0 vindem, la 0 capitulăm, la 0 renunțăm. Pe bune? Ce să vă mai zic? Uite, dominanța. Că toată lumea se tot uită la dominanță. Sunt foarte multe divergențe bearish pe dominanță. La un moment dat, de seama că are șanse să mai ducă încă o dată până în 58, poate și un pic, o mișcare fake deasupra, dar nu va crește la infinit. La un moment dat, smart money, ce o să facă? Ce au făcut tot timpul? Își iau profiturile de pe Bitcoin și le mută în Ethereum și așa mai departe și după aia în altcoin-uri mai mari, mai mici și așa mai departe. Așa s-a întâmplat tot timpul, la fel va fi și acum. V-aș mai arăta încă niște chestii, dar vreau să fac un video separat zilele acestea și atunci, dacă vreți să ajungeți și voi în comunitate, să aveți acces la foarte multe videouri, foarte multe informații, foarte multe lucruri discutăm de dimineața până seara în comunitate, aveți link în descriere. Pentru membrii am aproape 100 de videouri cu foarte multe informații și foarte multă muncă în spatele lor. Dacă faci calcule, 30 de lei cât e maxim ceea ce cer eu, împărțind la 100, ce înseamnă 30 de bani pe un video. Deci pe bune, vi se pare scump 30 de bani? Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avant-premieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul cripto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Și acum trecem la Bitcoin și la câteva altcoin-uri. Noi uităm acum rapid peste Bitcoin. A scăzut, la data filmării este 62.942. Noi uităm acum pe daily mai bine decât pe weekly. Să vedem ce s-a întâmplat și dacă s-a schimbat ceva în structură, da? Ce v-am zis eu în videourile trecute, că suntem pe acest pattern, pe acest canal, în care Bitcoin va sta o perioadă până va lua decizia sus sau jos. Strict, ca și istorie, ca și probabilitate, acest pattern este un pattern care la un moment dat, când este pregătit, se va sparge în sus. De asemenea, probabilități. Dacă ne uităm pe Bitcoin, ce s-a întâmplat? Păi a pierdut zona aceasta, momentan rămâneți de văzut cum închide la noapte, 63.837 din punctul meu de vedere pe analiza mea trebuie să țină astfel încât să avem în continuare trend ascendent pe daily, pe un time frame mai mic. Acum, eu am așa o zonă mai mare verde până aici, până la 61.242, dar oricum a fost deja perforat odată. Acum, dacă ne uităm, ce înseamnă acest canal? Păi, înseamnă că poți să-ți meargă să-ți lovească o dată aici, poți să-ți vină să-ți mai lovească o dată aici, poți să însemne orice. Sper că nu ați înțeles că dacă a lovit odată aici, gata, se duce aici și merge la cer. Nu, eu nu sunt genul care să vă ofere informații super bullish sau super bearish. Eu încerc să fiu la mijloc, să fiu echilibrat și să vă prezint probabilitățile astfel încât fiecare dintre voi să ia deciziile cele mai bune în cunoștință de cauză. Și atunci, ce trebuie să facă Bitcoin? Păi, ideal ar fi, v-am zis, să recucerească această zonă. Păi dacă nu o cucerește, păi se va duce probabil spre 60.933 și unde mai are aici pe capătul canalului, încă o dată la zona de 59.000, 60.000 și să facă un double bottom, triple bottom, dacă luăm și week-ul ăsta din martie 2024 și aici vedem cum va reacționa prețul. Acum, strict, când ne uităm, care zone sunt de interes pentru traderi? Păi, extremitățile, vă dați seama. Aici e cele mai mari probabilități că îți iasă trade-ul, nu? Și atunci, sunt șanse mari ca Bitcoin să meargă așa spre partea aceasta
Rămâne de văzut cum va reacționa în următoarele zile. Ce să vă mai zic despre Bitcoin? Oricum, retail-ul nu cumpără Bitcoin. Noi suntem cu altcoin-urile și atunci trecem la câteva altcoin-uri. Astăzi am ales 4 pentru voi. Sper că v-am nimerit cu ele. Și cu ocazia aceasta discutăm și vă prezint zone unde, din punctul meu de vedere, sunt interesante ca și investiții pe termen lung. Am zis lung, nu de azi pe mâine, nu într-o săptămână. Aici pe canal suntem investitori, nu suntem traderi. Nu faceți greșeala asta, vă rog frumos. Și acum suntem pe Jupiter, cel mai mare DEX agregator de pe Solana. Și ne uităm prima dată, nu? Pe weekly, ca un investitor veritabil. Și ce vedem? Știe toată lumea, acum nu mai reluăm ce a făcut prețul. Și ce vedem aici? Care sunt zonele de interes unde cine vrea, cine încă nu capitulează, cine înțelege că banii se fac în perioade de panică, în perioade când nimeni nu mai vrea să cumpere, când toți zic, aole, ești nebun, ți-ai pierdut banii cripto, ești un prost, când vezi postări cu nu știu ce gagică care stă pe plajă și se hlizește că fraierilor că ați investit în cripto, atunci începeți să investiți all-in, nu DCA. De ce DCA? Pentru că nu știe nimeni viitorul, nici eu, nici alții influenceri, youtuberi pe cine mai urmăriți voi, nu știu viitorul. Ne poziționăm după probabilități. Nici măcar Jerome Powell, care e cel mai puternic om al lumii, ca tot ce poți să facă în piețe, nu știe cum va fi inflația peste o lună, cum va fi inflația peste 3 luni. Ascultați speech-urile lui și o să vă dați seama că și ei, la nivelul acela de sus, se folosesc de datele pe care le au și se poziționează. Și atunci, cumpărăm aici Jupiter, nebunie, pomparea asta până la aproape 2 dolari? Ce vă zic de atâtea ori pe canal? Nu! Doamne, fer să cumpere aici pe pump-ul ăsta. Nu, aici te ferești, nici să nu auzi de Jupiter, poți să fie, să facă orice monedă, nu te atingi de ea. Deci dacă n-ai cumpărat aici, nu te apuci pe pompare. Și ce faci? Păi aștepți. Dar de ce aștepți? Păi vine și corecția, frate, nu crește nimic la infinit, nu-i nimic racheta în sus și după aia gata. Nu. Asta e cea mai proastă gândire pe care au foarte multe persoane. Gata, s-a dus dracu, a ratat. A, nu, cumpăr, că nu-l mai prind niciodată. Niciodată nu va mai fi Jupiter sub 1, nu știu cât. Prostii, evident. Niciodată, poate zonele de jos, dar zonele de aici, sigur le va acoperi. Și atunci, unde e interesant? Ce vă tot prezint? Pe altcoin-uri 0.618, pe cele mai puternice avem bounce puternice din zona asta și cele mai slăbuțe, unde sunt un pic poate și mai riscante, merg până aici. Deci, ține minte, multe aici ar fi o primă zonă de DCA, nu știu, poate ții, zic și eu, 30% din poziție, și după aia mai aștept, poate îți dă piața șansă să cumpere aici. Uite cum a fost cu ăsta pe Jupiter în 1 aprilie, dar la nebunia din piață, corecția Bitcoin, nu am ajuns aici. A dus până între 0.68 și 0.76 și atunci cine vrea acum are șansa, dacă e să mai ajungă încă o dată la 0.96, să facă o mică intrare, să-și facă intrarea pe Jupiter dacă și-a făcut research pe proiect. Dacă nu ți l-ai făcut, nu cumperi, evident, dar trebuie să zici și chestiile acestea pentru că lumea e cum e. Asta e, nu vreau să mai zic despre nimeni nimic. Și atunci ne uităm. Pac și pac, da? Vi se pare, nu știu, mie mi se pare o zonă bună să prinzi Jupiter la 0.96 dacă vrei să-l deții pe următoarele 6 luni, un an de zile, să faci aici un DCA? Eu zic că da. Voi, nu știu, aștept răspunsul vostru într-un comentariu. Chiar mă ajută să știu și părerea voastră, ca să văd cum gândim, dacă suntem diferiți, poate greșesc eu, vreau argumente, până la urmă nimeni nu-i deștept, n-a pus coada la prună și acum ajungem la Hedera cu tokenul HBAR. Ați văzut și voi ce s-a întâmplat ieri, ce nebunie, ce știri, fake, că BlackRock tokenizează prin Hedera și s-a dus la cer. Și de ce și-a luat reject? Trebuie să vă arăt pe daily, ca să vă învăț și alte chestii, nu doar de... De ce și-a luat Hedera reject exact de la 0.18? Acum, targetul pe 1.69 pe FIBO era 0.1864. Ce vă tot zic de multe ori? Și când cumpărăm și când vindem, ca să fim siguri că se rezolvă mai bine, pui un pic mai jos și când cumperi și când cumperi, adică nu, când vinzi un pic mai jos, când cumperi un pic mai sus, să fii sigur că ții intră orderul. Și de ce și-a luat aici reject? Păi dacă am pus așa un FIBO azi rapid,
pe mișcarea de aici e 1.69 la 0.18. Și de ce aici s-a vândut masiv? Pentru că în cripto și pe piețele bursiere, dar mai ales în cripto, foarte multe tranzacții se fac prin bots. Sunt denumiți algobots, sunt parametrizați și fac trading non-stop. Au în spatele lor tot ceea ce știm noi. Și FIBO, și EMA-uri, și tot ce vezi voi, și legăturile cu Bitcoin. Și până efectiv să apucăm noi să facem ceva, pac, au vândut fără emoții, fără stres. Și vă dați seama. Deci, ați înțeles, da? Deci v-am explicat. Deci așa, și acum ne uităm ca investitor, da? Cred că am știut și ce nu trebuia. În fine, oricum știu să vă arăt încă o dată unde mai cumpărăm Hedera, dacă voi vă asăcuriți să uite că aveam de fapt. Și uite chestie ce s-a potrivit și cu zona mea de rezistență, care aveam desenat de multe luni. Vă ziceam că între 0.17 și 0.19 este o zonă foarte, foarte mare de rezistență pe Hedera. Așa era graficul meu de foarte multă vreme. Ca să nu se supere, am mai pus și globul de cristal. Da, să țineți minte, nici el nu știe chiar așa bine viitorul, mă ajută, dar nu le știe pe toate. Și uite aici zone, da? Ce am zis mai devreme? Păi 0.618, ia uite-l că a fost atins prin acest week, aproape un pic deasupra. De ce v-am zis? Să un pic mai sus, nu? Că n-ați fi prins header aici. Și când am avut înainte nebunia asta în 1 aprilie, s-a dus un pic mai jos, dar la fel ca pe multe altcoin, între 0.69 și 0.786. Și acum când facem așa un zoom out, nu? De investitori. Vă dați seama că aici era cel mai bine și aici, și aici, și aici. Deci dacă te uiți pe H-bar, e într-un trend ascendent. Știu că pare că nu e, că ui ce volatilitate, dar asta înseamnă cripto, fraților. Voi când v-ați înhămat că facem bani din spațiu cripto, păi trebuie să înduri și în sus, și în jos, și în sus, și în jos. Aia trebuie să, ăla e primul tău lucru pe care trebuie să-l faci. Nu trebuie să te panichezi că după pampul ăsta s-a dus aici. Ce, ai pierdut ceva? Nu. Tu dacă ți-ai cumpărat, pac, aici, poate aici ai mai luat un pic, poate aici ai mai luat un pic, aștepți. Nu e momentul acum să te panichezi din punctul meu de vedere. Și aici, dă seama, cine a vrut să cumpere. Cine și-a făcut research-ul și nu a apucat să ia aici, aici și aici, poate aici a mai luat un pic, că avea deja mult zonele astea. Dar asta ține de voi, decizia e la voi dacă mai luați sau nu. Eu am zis de atâtea ori public, îmi place Solana la nebunie, am mai cumpărat de anul trecut? Nu, pot să fac orice, un miliard de tranzacții dacă eu mi-am stabilit că nu, nu, la fel Nier. M-ați mai auzit să zic că cumpăr Nier, deși e super tare pe ceea ce fac? Nu. Și atunci de ce vă tot zic? Fiecare dintre voi trebuie să aibă planul făcut. Sper că vi l-ați făcut. Cumpăr până unde? Pe H-bar. Cât procent din portofoliu și așa mai departe. Unde vând? Vinzi acum că e gata? Acum că s-a gătat petrecerea? Că nu ce la zero? Eu aș zice că nu. Nu mă crezi? Uite-te la începutul videoului, poate nu te-ai uitat de la început. Uite-te la lichiditate, uite-te la atâtea chestii. Atâția indicatori ne arată că încă mai e loc. Dar volatilitatea va fi foarte mare. Asta înseamnă cripto. Azi îs pornit, îs foarte pornit. Deci nu mai pot când văd câtă panică pentru nimicuri. Deci mă depășește. Litecoin, hai să uităm. Ia uite, niveluri unde era interesant pentru trader pentru și pentru voi să acumulați. Păi 0.618 aproape a fost atins, nici măcar nu a ajuns până aici week-ul din 8 aprilie. Era la 68.34. Ce a atins? A atins 0.5 pe FIBO, de unde am avut și bounce-ul. Vedeți ce vă ziceam? Unele proiecte sunt mai cu mai mult hype, mai mult interes și atunci tu nu știi 100%, nu, eu numai aici cumpăr Litecoin că eu știu. Păi poate nu știi, poate rămâi pe din afară și atunci cea mai bună abordare, foarte puțin, puțin mai mult și aici mai mult. Și îți faci cumva intrări, vezi că ține, că nu se duce aici. Ok, mai cumperi când mai ajungem încă o dată în zona asta. Nu trebuie să aștept de infinit o zonă care poate nu mai ajunge. Și atunci, aici sunt zonele. Când ne uităm așa rapid pe grafic, ce vedem? Păi e același trend ascendent, uite. Low, higher, low, higher, low, higher, low, higher, low, higher, low. Înțelegeți? Dar e nevoie de multă răbdare. Când o să zică despre voi alții în viitor, ui bă, norocoșii ăia că au făcut bani cu Litecoin sau nu știu ce alt proiect, voi trebuie să mergeți să legeți. Bă, da, tu știi cât am tras, tu știi cât am avut răbdare, tu știi ce sentimente, ce când vedeam, asta zic, e foarte ușor, lumea se uită, ui,
Ui, câți bani au făcut, uite, Litecoin. Bă, dacă cumpăram pe aici și eu sau nu știu pe unde pe aici și nu știu. Și când era prima volatilitate, primul picaj, uite să ne uităm aici. Când a căzut Litecoin de la 9 dolari până la 2,44, pa, rect. Aici au vândut o grămadă. E gata, nu-i pentru mine. Și după aia când au avut răbdare, 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 când a fost momentul, ce a venit? Nebunia. Asta trebuie să faceți și voi, să aveți răbdare, așteptați nebunia. Doar ce mai puteți face acum, să mai cumpărați pe dipuri dacă mai vreți, dacă n-ați acumulat deja. E atât de simplu, credeți-mă, vă zic din experiență. Și acum mergem la Atom, ultimul proiect analizat astăzi pe grafice. Mergem frumos. Același Fibonacci clasic și uitați diferența între un proiect cu hype și un proiect fără hype. Atom s-a atins în 8 aprilie inclusiv 0.786. Uitați-vă că unele altcoin-uri au corectat până pe aici. Unele pe aici și unele la mijloc. Ăsta s-a atins, s-a dus chiar sub 0.786. Ce ți arată chestia asta? Că nu prea e hype pe proiect, nu prea e interes din partea investitorilor. Și atunci, de ce vă zic chestia asta? Păi te gândești de 5 ori dacă cumperi acum Atom pentru prima dată în viața ta, sau nu mai bine cumva cumperi un proiect care nu a corectat în halul ăsta, care arată mult mai mult interes din partea investitorilor, arată mult mai mult hype, mult mai mult potențial. Și vă mai dau un tips. Proiectele care cad mai puțin pe corecția altcoin-uri, când de ele vorbim, vor pompa cel mai mult când piața își va reveni. Nu faceți greșeala să cumpărați un proiect că e la minus 92%, uite că și scriu. Și fra, cum să nu, numai că cumpăre GLD, că am potențial de aici până aici, ui cât am, mult mai mare. De ce să cumpăr Aptos sau Sui sau SEI? Ești prost? Ui aici cât a potențial am. Nu! Asta e cea mai proastă abordare, v-am arătat-o și la începutul videoului. Un proiect cu hype, cu nebunie, care face ceea ce trebuie și de pe bursă și de pe cripto, ăla va pompa cel mai mult. Contează capitalizarea, dar nu este totul din această ecuație. Mai mult contează ceea ce face proiectul, ceea ce face echipa, ceea ce livrează, ceea ce duce la hype. Sunteți de aceeași părere cu mine? Dacă da, lăsați un comentariu cu da, dacă nu, nu. Și încă o chestie înainte să încheiem. Mă uit pe statistici și văd că 22% dintre voi care mă urmăriți de fiecare dată nu ați dat click pe butonul de abonare la canal, dacă oricum te uiți. Ce ți-e greu să apeși pe butonul ăla de abonare? Ia încearcă, vezi, poți să dai sub 2 secunde sau nu. Ai reușit sub 2 secunde? Lasă un comentariu ca să dau mai departe cercetătorilor britanici. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu renunțați la final. Pa!